Victore, ce facem, Victore? Acum vreo 2 ani făceai zilnic 1000 de poze cu sportivii din cele mai exotice discipline, dădeai cu diplome și cu bani în ei, iar astăzi aproape că nu mai avem niciun sport. Scrima ce mai dă din coate, gimnastica pe acolo. Nu prea-ți mai place mișcarea, Victore? Azi te pozezi mai mult cu ușa de la DNA decât cu lotul de popice. Da, na, deocamdată nu e campanie electorală, deci n-are sens să insistăm. Vorbim la anul, în 2016, când avem alegeri locale. Ce inspirați au fost și ăștia de la Comitetul Olimpic Internațional să pună jocurile olimpice în anii electorali din România. Creier, mă, creier. Este încă controlul la Federația Română de Judo. Finanțarea este oprită pe trimestrul 4. Cei mai afectați sunt însă sportivii. Înainte de Jocurile Olimpice de la Rio 2016, ar putea rămâne fără bani de competiție. Iar la judo, culmea, încă mai avem rezultate. Avem 2 vicecampioane mondiale, avem titluri luate acum în august. Ăștia încă mai mișcă. Mă rog, am înțeles că aici sunt șanse să se găsească niște soluții, niște subterfugii. Dedesubturi de-astea românești. Se bagă unul sub capotă, leagă o sârmă și gata, șefule, merge, dă-i drumul. Dar în rest, jale. Despre sala polivalentă din București, în care ar fi trebuit să organizăm campionatul european de gimnastică din 2017, v-am mai povestit. Aproape sigur nu se face la timp. Iar Bucureștiul mai deține un record, da. Nu are patinoar. Dita mai capitala europeană, cu pretenții, cu sclipici, cu recordul mondial la cârnați, nu are un patinoar. Cum ar veni, avem dita mai cârnatul, dar n-avem un să-l ținem la rece. Își doresc performanță, dar se antrenează în mall. La antrenamente pe un patinoar de dimensiuni olimpice, puștii încă mai visează. Teoretic, vom avea unul în 2 ani. Practic, săptămâna viitoare va ieși autorizația de demolare. Lucrurile, pot să vă spun că acolo stau mai bine. Da, ați auzit bine. Autorizația de demolare. Întâi trebuie demolat patinoarul vechi, abia apoi se face altul nou, logic. Ci că durează 2 ani. Dar anii românești din construcții nu se potrivesc decât foarte rar cu anii calendaristici. Și era atât de simplu, teoretic, să faci un patinoar în România. Făceai clădirea, turnai suprafața aia, puneai niște apă și îl invitai pe Ponta la inaugurare. O chestie de efect, așa, adică îl puneai pe el să țină un discurs și după câteva secunde, pac, îngheța apa. Mă rog, nu doar aia din patinoar, îngheța și Dâmbovița, dar aia e, că Ponta când vorbește, îngheața apele serios, nu așa? Unii spun minte cum respiră, minte cum respiră.